personală, de toată frumusețea, în care l-a driblat pe Helder și apoi a marcat cu dreptul la colțul lung. Apoi a venit eroarea lui Rui Duarte, care a dus la golul de 1-1 marcat de Iani Zicu. Încă o reușită în contul golgheterului la zi din Liga 1 Bergenbir. A ajuns la 17 reușite. Apoi Mihai Roman a stabilit scorul pauzei. 2-1 pentru Rapid. Excelentă pasă a lui Spadasio. Profită Roman și de pasivitatea lui Ghionea și Sepsi. Apoi Roman dă o pasă excelentă pentru Pancu. 3-1 pentru Rapid în minutul 60. Timișoara era la pământ, Timișoara însă nu a cedat. Da, și golul speranței pentru Timișoara a reușit de Dan Alexa în urma unei lovituri de colț. A fost însă tot ce a putut face Poli în această partidă, să se apropie la un singur gol de Rapid, care a condus acest meci de la început până la sfârșit. La mâine seară la Digi Sport aveți FC Vaslui Gazmetan Media și aceasta a fost istoria partidei din Giulești. Rămâneți alături de Digi Sport, vă așteaptă Vali Moraru la Digi Sport Special. Noi am fost pentru dumneavoastră Ionuța Angheluță și Dan Ștefănescu. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere! Bergenbir, berea fotbalului românesc. Ești pasionat de film, trebuie neapărat să te abonezi la DigiFilm, noul canal de filme al României, exclusiv la DigiTV. Ai multe filme bune de dimineață până noaptea.